Elevi și profesori Romașcani au participat la o manifestare culturală organizată de Muzeul de Istorie. Tema, Independența de stat a României, a atras elevi de la Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Petru Poni și de la Liceul Teologic Ortodox, care au avut parte de o lecție de istorie de la o personalitate, istoricul militar Sorin Grumuș. În secolul al XIX-lea, după unirea reușită după alegerea lui Cuza, în 1859, următorul pas a fost acela al obținerii independenței, da? Mai întâi afirmată în cadrul Parlamentului nostru de către Mihai Cugălnicianu, ulterior semnată, apoi, să recunoaștem, a fost câștigată cu forța armelor de către românii care au participat efectiv la lupte pe frontul dunărean și recunoscută în final de către marile puteri. Un lucru necesar pentru dezvoltarea noastră ca stat și pentru bunăstarea fiecărui individ trăitor în România. Sorin Grumuș a lansat recent volumul denumit Istoricul Regimentului 14 Dorobanți Roman, care oferă detalii despre participarea romașcanilor la războiul de independență. El a oferit tinerilor informații despre trecutul militar și istoric al zonei. În 1922, regele Ferdinand I se numește cap onorific, conducător onorific al regimentului 4 artilerie roman, care devine regimentul 1 artilerie gardă. Un lucru extraordinar. Deci regimentul de la Roman este ales de către Ferdinand să-l reprezinte, să reprezinte casa regală a României. După căderea Plevnei, știm foarte bine, Plevna cade noiembrie 1877, urmează acțiunile de la Rahova, Smârdan, ați văzut și celebrul tablou al lui Nicolae Grigorescu, participăm atât la Rahova, cu unitățile noastre, cât și la Smârdan. Știm foarte bine, urmează Vidinul. Vidinul a fost ultima fortăreață, ultima redută, ultimul oraș întărit, extrem de bine întărit, și vorbim aici de ianuarie 1878. Deja intrăm în anul 1878, în care, pentru împresurarea Vidinului, sunt concentrate foarte multe unități, printre care Regimentul 4 Artilerie al nostru, ori aici, și Regimentul 8 Călăraș. Aici, la încercuirea Vidinului, avem de asemenea, îl avem avem din Regimentul 8 Călăraș Roman 6 eroi care își pierd viața. Manifestarea organizată de Muzeul de Istorie a marcat astfel ziua de 9 mai, când, în 1877, a fost proclamată independența de stat a României.